scuză-mă, dar noi am fost aici primii. Frații gândaci? Nu poate fi adevărat. Oh, ba este. Stai, despre ce vorbești? Destul că trebuie să-l suport pe Kevin. De ce sunteți aici într-o zi ca asta? La picnicul familiei mele! Am venit să le testăm ultima invenție. Haide! Mai repede! Dă-mi voie să-ți prezint decimatorul de particule. Parcă e o bonetă. O bonetă? Te rog! Asta, prietene drag, e o rază de micșorare. Cu asta voi destabiliza economia națională. Voi submina guvernul. Voi distruge ordinea socială și voi crea haos peste tot în lume. Țările mi se vor supune. Nu voi mai aștepta la coadă la cafea. Ce-am spus despre întreruperi în timp ce... Nu te grăbi, Tennyson. Oh, nu! Ce e asta? Nu e raza de micșorare? Sidney, ia casca! Ce se întâmplă? Foarte bine, Sidney! Hei, urâtule! Ce-ai pățit la față? Tare! Lasă casca! Casca? Parcă e o bonetă! E un schimbător cranial! Înlocuiește capetele și aș vrea să mi-l dai înapoi! Tu cine ești? Și de ce-i faci așa ceva? Eu sunt Maurice și ăla e unul dintre primele mele experimente. Voiam să arăt ultima invenție, dar amicul Sid a adus alt dispozitiv. Cine e Sid? Ei, capul lui e pe corpul meu? Kevin? E timpul să le arăt băieților că... Ești înconjurat! Lasă casca! Băieți, sunteți siguri că asta vreți? Acum! Vino înapoi cu casca mea! Gwen, ia casca! Ben, ce se întâmplă? Casca le schimbă tuturor capetele! Trebuie să ne ajuți! Ce trebuie să fac? Cum se folosește? Fă-o doar! Bine! Gwen? Bunicule! Sigur nu o să mai fim invitați la reuniunea de anul viitor! Kevin! Scapă de gândași ca să ne revenim! Unde e butonul de alimentare al căștii? Uite, dă-mi coace! Trebuie doar să o miști puțin! Am luat casca! Atunci dă-o încoace! Așa e, bunicule, că moșile astea sunt confortabile! Hei, familie! De ce sunteți așa înalți? Stați o clipă! Să repar situația până nu mă infectez cu genele caragiosului. Ai cauzat destule dureri de cap. Sid, înapoi. Da! Sunt bine. S-a stricat.